și unde credeți că am ajuns? Locul unde se odihnește Dragnea. Cum am zis, este locul unde se odihnește Dragnea, locul care cred că va deveni istorie. Trece pe roșii, bă, și opresc. Vin la benzinărie? Nu cred că e cazul la noi. Bă, e că se ne trage în sufletul. De regulă, asta e o stradă foarte aglomerată în timpul săptămânii, foarte intensă chiar. Încă se poate. Ial! Dragito, nu știi să schimbi vitezele. Îți cărei cutia de viteze. Dragito. Ce am remarcat că se uită lumea la aceste benzi kinetoterapeutice de la picioarele mele, pentru că multă lume nu știe ce rol au, ce reprezintă, cum de altfel nici eu n-am știut, dar sunt
vă spun eu, e extraordinare, excelente. Pentru cei cu suferințe, chiar și pentru cei care vor să prevină traumele oso-articulare, să zic așa. Deci foarte bune. Recomand. Ia taci, mă! Și-a tăcut. Ia să-i mai dăm o forge pe ultima 100 de metri. Solicită genunchii prea mult. Și acum slow. Că ajunge ziua de astăzi aproximativ 13 km. BMW în dificultăți pe asemenea drumuri. Posesor de BMW, lipsă de semnalizare de depășire. O gagică conducea lejer într-un merț, n-avea niciun fel de stres. Greu la deal cu boii mici, dar lasă că se fac ei mari. Bă, ce faci?